Astăzi este Ziua Culturii Naționale și îl omagiem pe Marele Mihai Eminescu. La Chișinău, zeci de persoane, oficiali, oameni de artă, profesori, elevi, au venit pe Aleea Clasicilor și au depus flori la bustul poetului neamului, născut în 15 ianuarie 1850. Zeci de oameni au venit astăzi cu flori la bustul lui Mihai Eminescu pe Aleea Clasicilor din Chișinău. Și-au amintit de talentul marelui poet și au recitit versurile sale nemuritoare. Reverse dus cântia tot știutoare, deasupra în crângi de tei să-și scutre floarea, nemai fiind pribeac de atunci înainte, mortroienii cu drag aducerea minte. Eminescu, a spune cuvântul Eminescu, este un cuvânt sfânt. Eminescu e nemuritor? Și opera lui nemuritoare și ea o să mobilizeze, o să insufle încă multe generații. Eminescu are mai multe porți deschise și spre copiii care o pornesc de la sonoroase păsărele și de la cei tineri care pornesc de ce nu vii și la cei mai bătăioși care pornesc cu scrisorile, cei mai maturi care ajung la publicistica lui Eminescu. Mihai Eminescu este un tezaur național pentru toți românii, indiferent unde s-ar afla. Astfel, în ziua când s-a născut scriitorul, pe ambele maluri ale Prutului, este celebrată și cultura națională. Ne place să consemnăm acest nume, nu întotdeauna cunoaștem prea multe despre el. Ori Mihai Eminescu este o figură emblematică pentru cultura românească, pentru că a revoluționarizat limba română. 2024 este un an în care sperăm noi că artiștii, creatorii se vor reconecta cu publicul și în același timp este un an în care trăim într-o nouă paradigmă, aceea faptului că Republica Moldova deschide deja capitolul de negociere cu Uniunea Europeană. Republica Moldova este prin cultură, prin valorile asimilate, prin limbă, parte a comunității europene și România va fi întotdeauna alături. Mihai Eminescu a fost poet, prozator și jurnalist. S-a născut pe 15 ianuarie 1850 la Botoșani. A scris despre dragoste, patrie și limba română, iar opera sa rămâne actuală și în prezent.